Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai bine îi spunem țara nimănui, nu Republica Fantastică România, că e țara nimănui, asta e. A revenit în atenție cazul supermarketului, construit în jurul unui stâlp de înaltă tensiune, de 110 kV mai precis. Se întâmplă în comuna Mărăcineni, din județul Buzău, e o comună lipită de Buzău, chiar la marginea drumului Național 2, altfel supranumit Drumul Morții, o altă marcă înregistrată românească. Deci cazul magazinului cu stâlp de înaltă tensiune a fost semnalat prima dată, eu l-am văzut în 2019 și am verificat acum din nou, când un buzoian, uluit de situația de acolo, a filmat bizareria, a postat-o pe Facebook. 4 ani mai târziu situația este identică. Și eu atunci am crezut, nu mi-aduc aminte dacă am și vorbit despre asta atunci, dar credeam că o să intervină autoritățile, adică aiurea, e la fel. Au apărut imagini filmate zilele trecute, ba mai mult, lângă stâlpul respectiv și magazinul care îl înglobează, au mai apărut și alte acareturi, că s-a dezvoltat economic terenul cu pricina, și de precizat printre care și ceva alimentat cu o butelie de gaz de-aia mare, de se pune pe soclul de beton, aparent este o stație de GPL acolo. Mm-hmm. Dar de precizat pentru cine n-a văzut imaginile, când spui magazin, te gândești la vreun magazinaj de la... Nu, e un supermarket. Adică e o hală construită în ce înglobează... Da. Nu e un hipermarket, dar e un supermarket. E mare. E o hală, un magazinaj mic de cartier, un chioșc. Deci detalii și explicații și mai întâi de toate... Că și frumos s-au decupat la asta. Da, deci frumos, de calitate. Deci să ne înțelegem, nu e un stâlp de... iluminat publică, poate că vă gândiți că ciment. E... Da, nu e o chestie de aia de ciment care e pe marginea trotuarului cu un bec deasupra. Nu, e o structură zăbrelită, specifică, înaltă, de vreo 20-25 de metri, cred. Schelet de metal, care arată așa, ca un fel de turnefel. Vedem stâlpii ăștia că mergem, sunt pe câmp. Doar pe câmp, da. Dar nu-i vedem în oraș, niciodată. Da, niciodată în apropierea carosabilului, sunt departe. Exact. Înțelegeți? Asta este de 110 kV. Dacă arzi de nerăbdare să cumperi ceva... Da. Dar sunt norme legale foarte clare privind distanțele minime față de stâlp, la care se poate construi ceva. Trebuie lăsat un spațiu mare în jur și pe sub cabluri. Este o zonă de siguranță din rațiuni evidente, adică cablurile astea uneori se mai rup. Se mai întâmplă, de la furtună mai este îngheț. Ele sunt proiectate să reziste la anumite tensiuni fizice, dar uneori se mai rup. Sau, în anumite condiții atmosferice, pot face arc electric dacă e ceva, vreun obiect, la o distanță mai mică decât un anumit normativ. Deci, normativele sunt foarte stricte, orice energetician știe, și nu doar asta. Legile sunt foarte clare. Nu se poate construi aiurea. Băi, și nu poți obține nici cum autorizație de construcție pe sub cablurile astea sau lângă stâlp. Nu-ți dă nimeni aviz pe așa ceva. În mod legal, teoretic. Adică dacă ești onest, dacă nu primești aviz, nu se poate da aviz pentru așa ceva, dar pe teren, în Mărăcine, realitatea arată că, uite, autorizația nu are nicio importanță pentru unii. Și cine sunt acești unii? Aici devine interesant. Știam că aici vrei să ajungi. Da, aici voiam să ajung. Deci magazinul aparține și terenul fiului primarului. Ești previzibil. Certificatul pe bază căruia s-a construit a fost eliberat, evident, fără avizul societății de distribuție a energiei electrice care are stâlpul respectiv. Cine altcineva să fie eliberat acest certificat? Ilegal, practic. Decât tăticu. Deci tăticu i-a dat lui copilul domn primar de la Mărăcineni, Constantin Dumitru. Un traseist politic... care acum cred că e la PSD. A fost și la PDL, a fost în mai multe locuri, mă rog. Domnul primar a fost întrebat de colegii de la TVR cum se explică avizarea de către primăria dânsului a unei construcții sub un stâlp de tensiune. Și răspunsul este fabulos, aș vrea să-l citez. Zice, în anul 2000, spune dânsul, când a fost cumpărat terenul, e 2013, o să vorbim despre asta, deci când a fost cumpărat terenul, cu ideea de a construi acest magazin, deci când a fost cumpărat impersonal, adică FIS-ul, stâlpul acela nu figura în terenul după cartea funciară pe care a fost cumpărat terenul. Dar văzând că este stâlpul acolo, am construit magazinul și am făcut demersuri către electrica, către toate instituțiile, ca să luăm autorizația de construcții, să intrăm în legalitate. Între timp am așteptat răspunsuri, n-am primit și ne-am trezit cu această problemă. Am încheiat citatul.
Deci, în primul rând, să precizăm, terenul era al primăriei și a fost vândut în 2013, nu în 2020, când primar era tot acest domn, Constantin Dumitru, și a fost vândut pe o sumă derizorie fiului primarului, ca urmare a acestei afaceri care pute de la o poștă și puțea și atunci, Agenția Națională de Integritate l-a declarat în conflict de interese. Ce a urmat proces, nu știu ce, primarului a pierdut procesele, primarul, și nu a mai putut să candideze în 2016. Dar a revenit în 2020, așa. Bravo. Și acum să mai citim o dată această frază, citez. Dar, văzând că este stâlpul acolo, deci a cumpărat terenul, fiul nu știa că e practic la umbral. El n-a văzut terenul, a văzut doar schițele, da. Și pe schițe nu era. Văzând că este stâlpul acolo, am construit magazinul. Deci orice om normal, hai să zicem, băi, am luat o super țeapă. Deci am cumpărat un teren, băi, dar e stâlpul aici, nu pot să fac nimic, ce Dumnezeului fac? Nu. Ăsta, văzând că e stâlpul, domne, am construit nu de la sine, am construit cu autorizația dată de taică-su. L-a integrat, practic. Bun. Și am făcut demersuri către electrica, către toate instituțiile, ca să luăm autorizația de construcții, să intrăm în legalitate. Deci, în primul rând, că primăria nu avea voie, din punct de vedere legal, să dea autorizația asta de construire, fără avizul de la electrica. Și nu, adică asta trebuie luată înainte de autorizarea construcției, nu după. Nu înțelegi că stâlpul nu era acolo, teoretic. Iar finalul declarației este epocal. Citez. Între timp am așteptat răspunsuri, n-am primit și ne-am trezit cu această problemă. Da. Deci, fatalitate, mă înțelegi? Problema a apărut pe neașteptate. Noi ne-am trezit cu stâlpul în jurul magazinului pe care l-am construit în jurul stâlpului. Cum, stâlpul nu era acolo? Ce chestie? În acte nu era, el era fizic pe teren, dar noi am construit. Și sigur, deci ce bătaie de joc îngrozitoare? Da. Asta, electrica știe de această situație, precizează că nu și-a dat acordul, construcția este ilegală, evident, și ce dacă? Și ce mă scoate din sărite și în acest caz este că avem o nouă demonstrație a faptului că statul român are mereu standarde duble față de cetățenii săi. Adică un cetățean obișnuit, cum spuneam, n-ar reuși niciodată să obțină, dacă ești cinstit și te duci să-ți iei avizele ca să construiești ceva, nu primești aviz în situația asta, ba chiar și râd de tine aia, spun, băi, ai stâlpul, nene, pe ăla, îmi pare rău, n-ai ce să faci pe terenul respectiv. Și cu toate astea, un primar poate face așa ceva pentru Beizadeaua asta, ia suspendare de la ANI, pierde proces în instanță, revine și dă înainte. Evident. Adică nici nu se oprește, nici nu-l interesează nimic. Ei merg înainte și ăla mai construiește și stație GPL acolo. Păi dacă poate. Înțelegi? Și când am vorbit mereu că sunt legi în țara asta, da. Trebuie doar aplicate. Da. Da, uite, nu se aplică, nu intervine nicio autoritate, nu se întâmplă nimic, dar cred că e bine să creștem taxele acum. Asta da. Pentru fraierii care plătesc taxe. E important să mai plătească ceva mai mult ca să susțină, desigur, inclusiv astfel de salarii pentru astfel de oameni și astfel de afaceri. Curg mesajele între timp. Da. Se pare că situația nu e singulară. Cineva a zis că ne trimite în curând poze de la o spălătorie auto din București care e construită în jurul unui astfel de stâlp. Am primit fotografii de un bloc din Popeșile Ordeni care are practic în curtea blocului, adică e la 2-3 metri de bloc, un stâlp de ăsta de înaltă tensiune. Am primit poze cu câteva case cu stâlp de medie și înaltă tensiune în curte sau pe lângă curte. Bă, țara nimănui. Deci, practic, te duci și vezi, poți să obții autorizația, nu, dai o șpagă, iei autorizația, îți vezi de viață și cu asta basta. Și când ia foc, când se întâmplă ceva... Da, ne dăm de ceasul morții, da. Domne. Trebuie... Cum a fost posibil? Da, posibil așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.